Personalități din diferite domenii de activitate care contribuie la promovarea culturii, credinței, învățământului, valorilor tradiționale și nu numai, au fost distinse aseară în cadrul Serii Valorilor Sucevene 2024. Printre reprezentanții comunității distinși la cea de-a treia ediție a evenimentului, s-au numărat cadre didactice și clerici care își desfășoară activitatea în unități medicale și așezăminte sociale. Sara Valorilor a fost organizată de Primăria Municipiului Suceava în colaborare cu Arhiepiscopul Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Festivitatea a încheiat ziua Hramului Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. În deschiderea evenimentului, Corul Academic Bizantion a interpretat imnul național. După cuvântul de bun venit al primarului municipiului Suceava, au fost acordate diplome de excelență mai multor reprezentanți comunității sucevene. În zi de praznic, aici la Suceava, la sărbătoarea Sânzienelor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, arături de primăria municipiului Suceava, a pus în valoare oameni care au făcut eforturi pentru ca societatea actuală să fie mai bună și să aibă mai multe modele decât cele pe care le-a avut până acum. Astfel, cu binecuvântarea în alberea Sfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și la propunerea sectorului cultural, în cadrul serii valorilor sucevene, au fost remarcați toți preoții de caritate din spitalele județului Suceava, pentru că, alături de ei personalități medicale și din instituțiile de învățământ să poată conlucra în bunăstarea societății actuale, în formarea valorilor de astăzi și de mâine. Cea de-a treia ediție a serii valorilor a fost încununată de un moment artistic susținut de Corul Academic Bizantion. Ei, ai tăi, de Dumnezeu, născătoare, izvorul pentru mine personal are o conotație deosebită acest gest și am înțeles că organizatorul nu a fost doar primăria, ci și arhiepiscopia Sucevei și Redăuților, pentru că în felul acesta biserica iese în societate și arată că de fapt societatea face parte din biserică, societatea cu cele frumoase ale ei. Noi nu suntem din lume, așa cum spunea Hristos, și totuși suntem meniți să aducem lumea mai aproape de Hristos prin biserică. Și cu ce mai frumos putem să aducem lumea spre biserică decât prin muzică, cea mai directă, cea mai profundă și cea mai de efect modalitate de a lăuda pe Dumnezeu prin cuvântul îmbrăcat, îmbogățit de sunet. Aceasta fost menirea noastră a Corului Academic Bisant în seara aceasta.